În zilele de 15 și 16 februarie s-a desfășurat la Protopopiatul Onești simpozionul internațional. Taina omului, firescul rugăciunii, experiența isihastă în mileniul al treilea. Simpozionul s-a desfășurat în sistem hibrid, permițând astfel comunicarea cu profesori universitari din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Australia. Acestora li s-au adăugat cadre didactice de la universitățile din București, Iași, Cluj, Constanța și Galați, precum și profesorii reprezentanței învățământului preuniversitar Băcăuan, reprezentanței Agenției de Știri Bazilică a Patriarhiei Române, consilier ieri și inspectori eparhial și preoți din eparhie. Evenimentul a început cu un cuvânt transmis de înalt preasfințitul părinte Ioachim, citit de părintele Valentin Băltoi, consiliere parhial în cadrul sectorului cultural. Ierarhul a abordat în cuvântul său importanța rugăciunii și specificul acesteia pentru creștinul mileniului 3, Specificul rugăciunii și a spiritualității ortodoxe românești a fost prezentat de profesorul John Farina de la George Mason University din Statele Unite, realizator al unui film care prezintă realitățile românești și raportarea la biserică a ortodoxilor din parohia Mănăstirea Cașin, județul Bacău. În continuare, profesorul Tons Veteli de la Holy Cross College a subliniat importanța rugăciunii unuia pentru altul, caliant esențial în viața comunităților creștine în prelegerea susținută de profesorul Constantinos Atanasopulos de la Open University, Marea Britanie, acesta a abordat teme de actualitate precum provocările pandemiei în viața bisericii. Invitații din țară au continuat dezbaterile pe tema rugăciunii și a isihasmului, care au fost analizate din diverse perspective, teologic, filantropic și literar. Un moment special care a venit după o vreme de doi ani, iată că timpul S-a rostuit altfel în întâlnirea față-către față. Și a fost întâlnirea față-către taina înfățișării, așa cum acest simpozion a avut în titlu firescul rugăciunii taina omului. Și este o taină pe care o descoperi în felul în care ne putem întâlni față-către față, mereu altfel. Și timpul acesta este timpul în care am recuperat această mare nevoie de întâlnire față către față. În cea de-a doua zi, după participarea la Sfânta Liturghie, în capela Sfântului Ioan Teologul din incinta protopopiatului onești, a urmat formularea concluziilor de profesorul Mihai Chițoiu de la Facultatea de Filozofie și Științe Politice a Universității din Iași și înmânarea diplomelor de participare. Au fost uh, două zile Binecuvântate de Dumnezeu, cu Lumina Harului, dar și cu Lumina Comunicării, a Comuniunii și a Cumenecării cu Euharistie, pentru că, începând de la primele ore ale dimineții, am participat la Dumnezească Liturghie, apoi ne-am întrunit în simpozionul Taina Omului, firescul rugăciunii, experiența isihastă în Milenul 3, subiecte care au făcut să pună un început, spunem noi, bun pentru ceea ce reprezintă perioada pe care noi o trăim astăzi. Este o bucurie pentru protopopiatul Oneș să organizeze, să spunem, prin centrul eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, un simpozion de așa, zicem noi, amvergură. Simpozionul s-a desfășurat pe timp de două zile, și am fost invitat ca și unul care cu smerenie și cu nevrednicie m-am apropiat de opera, de scrierile și de Duhul Sfântului Simeon, noul teolog și am participat la comunicări legate despre pocăință, despre rugăciune, despre filantropie, despre dragostea de Dumnezeu și față de aproapele. Ne-a rugat în cadrul Sfintei Liturghii să în sediul protoieriei Onești, unde ne-am împărtășit. A fost un duh al Sfinților Isihaști, iar astăzi am fost și la Biserica Sfântul Simeon Noul Teolog, din Mănăstirea Cașin, în protoieria Onești, singura biserică, cu hramul Sfântului Simeon Noul Teolog, la care am participat la fel ca o încununare a acestui efort de a organiza o astfel de manifestare internațională unde au fost prezenți preoți, călugări, profesori de teologie și din țară și din afară țării. La final, participanții au primit daruri din partea organizatorilor constând în lucrări apărute la editurile Patriarhiei Române și la editura Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.